Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Bogdan Șofen și vă prezint știrile locale. Gata cu gratuitățile când vine vorba despre închirierea de spații la Casa de Cultură în vederea desfășurării de evenimente. Dacă până acum instituția punea la dispoziție sălile fără a percepe chirie, de anul viitor orice ocupare a spațiilor se taxează. Există și o categorie exceptată de la plăți, unitățile de învățământ. Casa Municipală de Cultură va percepe de anul viitor taxe atunci când se cere închirierea spațiilor pentru diverse activități. Așa au decis consilierii locali în urma propunerilor venite din partea instituției. De altfel, este pentru prima dată când se solicită introducerea unor sume pentru găzduirea de manifestări în incinta Casei de Cultură. De reținut este faptul că instituțiile de învățământ care organizează diverse manifestări în incinta Casei de Cultură sunt scutite de la aceste taxe de închiriere a spațiului. La Casa de Cultură am avut un amendament. Este prima dată când Casa de Cultură propune închirierea, taxă pentru închirierea sălilor de acolo și am avut un amendament și anume pentru cadrele didactice, pentru instituțiile de învățământ să nu percepe taxe, pentru activități educative, să nu percepe taxe. Tarifele sunt stabilite astfel: 400 de lei pe oră în cazul închirierii foaierului, 100 de lei pe oră pentru clubul instituției și 50 de lei pentru fiecare oră de ocupare a sălii mici. Închirierea sălii de spectacole are un regim special și este reglementat prin ordin de ministru. Actul prevede perceperea unei chirii cuprinsă între 15 și 25% din brutul încasărilor rezultate din vânzarea de bilete. Pentru sala Casei de Cultură din orașul nostru se specifică faptul că această taxă nu poate fi mai mică de 400 de lei pe acțiune, în acest fel evitându-se situațiile în care cheltuielile ar depăși încasările. Discuția ale comisiilor de specialitate, dezbateri publice și în final o hotărâre de Consiliu Local. Pe strada 1 decembrie, de la sinagogă până la intersecția cu George Coșbuc, este sens unic. Astfel, șoferii vor întâlni indicatoarele de obligativitate, ce le restricționează deplasarea într-o singură direcție. Proiect de hotărâre privind restricționarea traficului rutier pe strada 1 decembrie 1908. Pentru, împotrivă, abține. În Făgăraș se aplică o restricționare a traficului rutier pe strada 1 decembrie 1918. Mai exact, mașinile vor circula într-un singur sens pe porțiunea ce începe de la intersecția străzii Mihai Eminescu până la intersecția cu strada George Coșbuc. Comisia de circulație care funcționează la nivelul orașului nostru și Direcția Administrației Publice Locale au dat aviz favorabil propunerii de a limita deplasarea autoturismelor pe una dintre arterele Făgărașului. Drept urmare, se introduce sens unic pe șoseaua ce pornește de la sinagogă până la intersecția cu strada George Coșbuc, iar ieșirile din sensul unic se vor efectua pe străzile Stejarului, respectiv George Coșbuc. Indicatoarele de obligativitate se vor monta în parcările și pe aleile blocurilor aflate pe sensul unic de deplasare. Autoritățile spun că aplică această restricționare a circulației pentru fluidizarea traficului rutier, dar și ca urmare a accidentelor produse, mai ales în zona intersecției cu strada Mihai Eminescu. Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații a fost marcat de vârstnicii făgărășeni printr-o petrecere găzduită ieri la Clubul din Combinat. Evenimentul a fost pus la cale de reprezentanții Uniunii Social-Liberale și pentru că numărul invitaților este foarte mare, astăzi este rândul altor făgărășeni să participe la momentul festiv. Muzică, voie bună și invitați speciali. Seniorii făgărășeni au petrecut aseară la balul pensionarilor. Reprezentanții Uniunii Social-Liberale au fost alături de persoanele vârstnice din Făgăraș. Pentru țara Făgărașului dorim ca să creăm locuri de muncă, dorim să terminăm acea investiție pe care de asemenea am promis-o și am început-o și foarte avansat. Lucrăm la cetatea Făgărașului, dorim să facem din Făgăraș un punct. Domnul președinte Alexander Cărcescu și cu Sorin Mandu mi-au cerut sprijinul în legătură cu anumite proiecte ale țării Făgărașului. Am avut o șansă deosebită ca în urmă cu 5 ani de zile să intru într-un parteneriat cu companii foarte cunoscute de cel mai înalt nivel.
nivel din Europa, unde am căpătat o experiență în ceea ce înseamnă partea de infrastructură și fonduri europene. Eu nu vreau să vă spun ce am făcut, pentru că sunt convins că dumneavoastră știți. Mă duc în Parlament pentru două chestii. Una dintre ele este legea pensiilor. Pentru că asta este susținută de o de legea pensiilor. Mulți au rugat de nomina grupa 1 și grupa 2 a nenilogii cu o plasă de ceva ca o secretară să se veze acea adevărință. Trebuie uitată. Doi, e legea 448, legea persoanelor cu disabilități. Și nu vă spun ce am făcut pe acest nemernic și cât au făcut să suferiți pe chestia asta. Și nu în ultimul rând, pentru legea adopțiilor. Pentru că știm ce înseamnă ca un copil care nu are pe mama, deși există oameni în Europa care pot să găsească un cămin, Traian Băsescu refuză cu obstinație să o promulge. Un eveniment deja cu tradiție, balul pensionarilor organizat în orașul nostru a reunit peste 600 de persoane de vârsta a treia ce au avut prilejul de a petrece împreună anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații. Stăm de vorbă cu un domn a cărui experiență poate fi împărtășită multor persoane, având în vedere că de-a lungul timpului a ocupat funcții de conducere, a luat decizii și iată-l astăzi în mijlocul seniorilor din țara Făgărașului, schimbând impresii. Ce ne puteți spune, ce zic oamenii? Oamenii s-au adunat aici pentru a mai uita din problemele zilelor noastre, să socializeze, toți speră că ne vom trezi odată cu toții să ne refacem ordinea noastră în economie, în viața socială, în viața politică și toți consideră că ar fi un prilej alegerile de acum, măcar un semnal să ne dea aceste alegeri că viața noastră va fi alta și viitorul țării va fi mai bun decât cel care îl trăim în prezent. Prilej de a mă uita de grijile cotidiene și de a se bucura preț de câteva ore de muzică, dans și voie bună, pensionarii și-au amintit de vremurile de mult apuse. Suntem aici împreună într-o atmosferă foarte plăcută, ca întotdeauna, ne oferă nouă celor în vârstă să ne simțim puțin mai bine, să uităm de necazuri, să uităm de probleme, n-avem cuvinte să le mulțumim. Cum vă simțiți? Mă simt ca în al nouălea cer, mamă. La 7-6 de ani, baba e sprintenă și voioasă, cântă, joacă și dansează și habar n-are de lumea asta. A venit, ne simțim bine, ne întâlnim cu fostele colege de pensionar și ne... altfel nu ieșim din casă, dar așa dacă venim aici, ne întâlnim, discutăm cum a fost pe la serviciu. Și cum era? Foarte bine, foarte bine. Acum văd că prea bine nu merge, dar sperăm. Promisiune avem, dar așteptăm să fie binele. La eveniment au fost și reprezentanții ai Partidului Pensionarilor din Făgăraș. Ca de fiecare dată, grija lor a fost ca toată lumea prezentă la eveniment să se simtă cât mai bine. Ca reprezentanța persoanelor vârstnice din țara Făgărașului, vreau să vă informez că astăzi se sărbătorește, ca să zic așa, anul îmbătrânirii active, unde au participat și participă multe, multe persoane vârstnice din țara Făgărașului și din Făgărașul special. Să știți că avem și din satele vecinate, că atare oamenii s-au adunat, se distrează și se bucură de viața care este o viață activă. Ar trebui multe de făcut în Făgăraș. Sperăm că cei care vor fi aleși la alegerile generale din 9 decembrie, să se gândească și la realizarea unor obiective. Au așteptat pensionarii cu nerăbdare ca să fie din nou împreună, să distreze, să uite de necazurile care sunt de zi cu zi. La clubul din combinat, petrecerea continuă și astăzi, când alți invitați din rândul pensionarilor au parte de aceeași atmosferă animată de muzică, dans și voie bună. Acesta a fost jurnalul de astăzi cu principalele informații locale. Programele noastre le găsiți și pe internet, accesând adresa impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine la știri. Până atunci, rămâneți cu bine!